Polițiștii de frontieră au reținut la sediul Gărzii de Coastă un autoturism în valoare de aproximativ 5.000 de euro, care figura în baza de date ca fiind furat din Spania. Cel care conducea mașina a susținut că nu știa că aceasta este furată. Polițiștii au întocmit șoferului dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la furt. În cursul aceleiași zile, lucrătorii vamale au efectuat, la rampa existentă în Agigea Sud, controlul unui container sosit din China pe adresa unei societăți comerciale cu sediul pe raza județului Prahova. În urma acestuia au fost descoperite peste 8.600 de articole de veselă pentru copii, susceptibile a fi contrafăcute cu o valoare de aproximativ 86.000 de lei dacă ar fi fost originale. Polițiștii de frontieră au întocmit administratorului societății comerciale în cauză un cetățean chinez cu vârsta de 45 de ani, având reședința în municipiul Ploiești, dosar penal. La punctul de la Tulcea, polițiștii de frontieră au oprit pentru control pe canalul Cocoș, o barcă cu motor în care se aflau trei bărbați cu vârste între 29 și 35 de ani. În ambarcațiunea a fost găsită cantitatea de 222 de kilograme de pește din speciile caras, fitofa, babușcă, plătică și șalău, pentru care cele trei persoane domiciliate pe raza județului Tulcea nu au putut prezenta documente de proveniență.